înțelepciune. Grăbiți-vă, parcă voiați să ajungeți la poarta dragonului. De unde știi că e într-acolo? Nu știu, așa simt. Ar putea fi o altă păcăleală de-a lui Flamo. Nu uitați că ieri pe vremea asta era de partea generalului. Dar ochiul dragonului ce spune? Of, nu merge. Stați, îl simt și eu. E ca și cum dragonul m-ar chema spre el. Și pe mine, suntem pe aproape. Nu mai poți căuta semne în ochiul dragonului, Strop. Trebuie să ai încredere doar în tine. Bine, maestre. Forța care ne atrage se află aici. Soldați! Bu trebuie să fie în apropiere. Întregul ținut al celor 1000 de legende va arăta așa dacă nu trezim dragonul auriu. Ha! Vom reuși! Noi suntem 5, Bu e doar 1. Treaba e ca și terminată. Serios? Eu îl cunosc pe Bu și garantez că va face tot ce poate să ne oprească. Nu avem nevoie de pesimismul tău, Flamo. Bu e doar un om și poate fi învins. Bu! Acum v-am prins! E timpul să se încingă atmosfera! Pe aici! Nu! Dacă Bu va nimerește deodată, va distruge dragonul auriu. Atunci să ne împrăștiem. Trebuie să stea împreună. Pe cine țintești? Sper că nu pe Flame. Nu țintesc nici unul dintre elemente. Maestre Yun. Ești afară? Am eu niște plasturi pe undeva. Ce nătărăi au căzut într-o capcană. Întoarce fortăreața ca să-i nimeresc pe toți. Trebuie să plecăm. Ai vrea tu să-l abandonăm pe maestru, nu? Lasă-le. Flamo, ești bine? Spune ceva. Ce se întâmplă? Nu mai avem energie. Flamo, iartă-mă pentru ce am spus. Nu ești un laș, ești un erou. Și eu sunt un... Fraier! V-am păcălit! Hei, priviți! Generalul Bu! Nu mai e! Cu atât mai bine! Rămas bun, Grab, amice... eu nu văd nicio poartă a dragonului. Aici sunt doar ruine. Locul mi se pare cunoscut. Academia! Ce academie? Academia noastră. Aici am crescut eu și Shao Yan. Maestrul Yun ne-a fost profesor. Da, îmi amintesc că am dat foc locului ăstuia. Scuze. Călătoria noastră se sfârșește unde a început, maestre. De asta trebuia să ne întoarcem. Priviți! Seamănă cu un dragon. Dragonul auriu a fost aici de la început. Nu? Tot nu-l văd. Îți spun eu, e dragonul auriu. Nu, mie mi se pare că e un râu. Fie dragon, fie râu, elementele au încurcat-o. Bine, ce mai așteptăm? Să trezim dragonul ăla. Dar cum? Trebuie să găsiți poarta dragonului, acea intrare mistică ce duce spre conștiința dragonului. Mergeți acolo și reuniți-vă pentru a trezi dragonul auriu. Dar despre locul în care se află poarta nu se știe nimic de 12 ani încoace. Am găsit-o! Simt aici ceva ce mă atrage puternic. Trebuie să fie poarta dragonului. Dar aici nu e nimic. Am demolat locul ăsta cât am putut de bine. Hei, am găsit aur. Are forma unui dragon, dar îi lipsește un ochi. Ba nu, asta trebuie să fie cheia ce deschide poarta dragonului. Grab! Surpriză! Nouă cu nenorociri? Bum! Vrea să ia ochiul dragonului. Nu mă
mă face să mă bat cu tine, Flame-o? Atunci bate-te cu mine. Gino, folosește puterea de magnet. Râu, ridică-te! Prea târziu, Strop! Misiunea voastră a eșuat! S-a spart! Și nu putem deschide poarta dragonului fără el! Am supraviețuit! Acum pot aduce armata pentru a distruge elementele pentru totdeauna! Nu prea cred, generale! Fortăreața a aterizat pe ei! Cum? Nu! Nici nu se poate mai rău de atât! Uite-l pe tiran! Să-i venim de ha! Uite că se poate! Ia nu vă mai plângeți și folosiți asta! Un sintetizator de materie și un aparat de transfer al gândurilor? Nu pot opri mulțimea cu asta! Ba pot, dacă le combin pentru a obține un aparat de transfer al materiei. Trebuie să funcționeze. Pe lipici scrie că lipește metale, argilă și minerale. Dar nu lipește artefacte sacre și mistice, ce păcat. Numai o forță mare, cum este ciul, poate repara ochiul dragonului. Permiteți-mi să încerc. Nu mai e străiun, ai nevoie de energie pentru a te însănătoși. Așa e, lasă-ne pe noi să încercăm, dacă ne combinăm ciurile. Nu, aveți nevoie de toată energia voastră pentru a trezi dragonul, vă rog. Jos cu generalul Bu! Jos cu tiranul! Jos cu el! Dacă sunteți nefericiți, fiți altcineva! Ce s-a întâmplat? E simplu! Le-am schimbat corpurile cu cele ale soldaților. I-am oprit din drum și am creat o nouă armată. Soldații mei, luați pământul ăsta și duceți-l sus, pe vulcan, acolo. Încă n-am terminat cu voi. Spuneți-mi că nu va păți nimic. Te-ai țignit? Nimeni nu poate elibera atâta ci și să supraviețuiască. Adică... firește că nu va păți nimic. Bravo, maestre Yun. Maestre Yun. Are puls, dar e slab. Trebuie să-l ajutăm. Am eu niște ierburi vindecătoare. Jinho, adu o oală. Strop, adu apă. Flame-o, fă un foc. Chiar dacă am scăpat de Bu, să ne grăbim. Trezește-te, monstrule! Trezește-te și ascultă-ți stăpânul! Priviți-mi tira soldatul! Trebuie să trezim dragonul auriu acum! Nu, nu-l putem lăsa de izbeliște! Nu va supraviețui! Strop, într-o bună zi vei deveni un mare maestru. Dar asta se va întâmpla numai după ce vei înțelege că nici măcar cel mai mare maestru nu e mai important decât un fir de nisip. Acum, du-te! Dar, maestre, eu nu sunt pregătit! Bu se îndreaptă spre noi! Trebuie să plecăm, Strop! Dragonului. Cine ajunge ultimul e un element stricat. Nu! Au deschis poarta dragonului. Hai mai repede, lamile de soldat. Wow! Deci asta e conștiința dragonului auriu. E atât de mare. Uimitor. Ar merge niște covoare, poate și câteva perne. Aici. Cred că astea sunt pentru noi. Da. Cred că
Trebuie să stăm pe ele. Salvăm lumea stând pe scaun? Cred că m-aș descurca. Ce s-a întâmplat? Nu știu, ar trebui să facem ceva curând. Lăpuța mea nu va rezista prea mult. Am nevoie de energie. Nu avem de ce să ne ținem, nu putem ieși de aici. Suntem în conștiința dragonului auriu și noi suntem o parte din ea. Înseamnă că noi am creat prăpastia asta. Da, precis, de ce ne-am sabotat propria misiune? De frică, ne temem să nu eșuăm. Asta ar însemna un coșmar permanent pentru întreaga lume. Mi-e tare frică. Da, frica e de vină. Trebuie să facem cumva să ne învingem temerile. Fiți optimiști, gândiți-vă la tot ce am realizat până acum. Da, am făcut față tuturor provocărilor lansate de Boo. Am supraviețuit. Funcționează, vom reuși. Haideți să trezim dragonul. Poate că Boo a ajuns deja la Academie. Nu, să ne gândim puțin. La ce să ne gândim? E clar că aici e locul meu, nu? Poate că și diagrama asta e importantă. Asta trebuie să fie scaunul meu. Galben ca banana, îmi place. A început. Nu mai există cale de întoarcere. Grăbiți-vă. Ceva nu e bine. Ciul s-a întors împotriva noastră. E un fel de circuit distrugător. Trebuie să ieșim din capsule. Nu pot, energia e prea puternică. Dacă nu oprim circuitul, locul ăsta va fi distrus. Hei, unde sunt elementele? La poarta dragonului, deșteptule. Iar noi mergem după ei. Ba nu mergeți nicăieri. Vă sfătuiesc să plecați acum până mai puteți. Un moșnac țignit n-are cum să-l oprească pe mărețul general Boo. Prindeți-l! Se pare că altcineva e moșneagul țicnit. Prindeți-l! Nu mă pot elibera. Dar poate apa, pe viață, lemnului. Lemnul hrănește focul. Focul încălzește pământul. Pământul adăpostește metanul. Wow, ce peripeție! Ai reușit, Strop. Cu greu. Dar acum trebuie să facem totul ca la carte. Dar cum? Dacă pentagrama e circuitul destructiv care ne conduce puterile spre interior, înseamnă că pentagonul e circuitul creator care ne conduce puterile spre exterior. Să întoarcem scaunele! E mai ușor de zis decât de făcut! Hei, de ce e totul atât de greu? Ai reușit, Jin-Ho! Hei, credeați că sunt doar frumos? Cred că acum este bine. Să trezim dragonul auriu. Stați! Diagrama asta arată că energia noastră se va uni pentru a trezi dragonul. Așa, și? Asta înseamnă că vom deveni dragonul. Nu vom mai exista așa cum suntem acum. Moșneagul ăla nu poate alerga mai repede decât un uriaș. Oh!
Renunță, Bu! Elementele au intrat deja în conștiința dragonului. Nu renunț niciodată! Iată, creatură, nu ajută nimeni. Prinde! M-ai salvat! Păcat că nu s-a putut salva și pe sine. Nimeni nu mă mai poate opri să urmăresc elementele. Nu în cap. Poarta e prea mică. Eu nu în cap, dar el în cape. Genial! E cel mai malefic plan pe care l-am născocit vreodată și elementele nu vor bănui nimic! Oh, adică... Nu vreau să mi-au rămas bun! Nu-i nimic! Vom fi tot împreună! Nu, eu ziceam de mine! Cu bine eu, cu bine codiță, cu bine corp de aur. Acum ori niciodată, prieteni, să facem ceea ce trebuie să facem. Cine e? Maestră Iun, ești neapără. Și eu mă bucur să văd că sunteți deferi. Dar era să dăm greș. Am intrat în circuitul destructiv și era cât pe ce să explodăm. Dar Strop ne-a salvat. Și eu am întors totemul dragon spre dreapta, așa că totul e în ordine acum. Ei, ce isteți ești tu? Îmi pare bine că ai venit, maestre. Acum ne putem lua rămas bun. Da, cu bine, prieten. Ar trebui să pleci, maestre. Strut. Am așteptat 12 ani să fiu martor la trezirea dragonului. Te rog, permite-mi să rămân. Nu pot, maestre. Asta e conștiința dragonului auriu. Iar tu nu ești un element, trebuie să pleci. Strop! Nici măcar cel mai mare maestru nu e mai important decât un fir de nisip. Nu-i așa, maestre? Cine ți-a mai spus și asta? Tu! Nu e momentul pentru o dezbatere filozofică. Trebuie să te reziți dragonul. A? Nu înainte să pleci, maestre. Strop, încetează. Ce mi s-a întâmplat? Aparatul ăla. Bum, mi-a făcut asta. A intrat acolo. Oh, nu! Ceva nu e în regulă cu maestrul Ion. Mă așteptam la asta. Puneți-l pe Strop în capsula sa și totul va fi bine. Nu faceți asta. Mergeți la locurile voastre. Așa e mai bine. Flamo, pune-l pe Strop pe scaunul lui. Dă-mi drumul. Dă-te jos de pe mine, nătea răule. Ești generalul Bu! Nici să nu te gândești! A? Nimeni nu-l oprește pe generalul Bu! Serios? Sper că nu e prea târziu. Doar nu l-ai rănit pe maestrul Yun, nu? Bu, eram sigur. Acest corp e mai potrivit pentru a extermina o picătură fără importanță așa ca tine. Dorag Taido! Dragon Taido! Ajutor! Strop! Ăsta ți este sfârșitul, Strop. Al tău și al dragonului. Ah!
m-ai pătrălit! Nu! Treci la loc, statuie! Nu mă sperii tu pe mine. Te-am învins odată și te voi mai învinge. Acum eu am să devin dragonul auriu. Mami! Treci înapoi, bătăușule! Ce-mi dă-ți o minte? În sfârșit, pacea și armonia au revenit în ținut. Dar prietenii mei au dispărut pe vecie. Ce? Dar cum? Dragonul auriu e aducătorul păcii și al armoniei. Cum să fie pace și armonie pe pământ dacă tu ești nefericit? Și să nu mai vorbim de noi, mai ales de mine. Dragonul auriu ne-a trimis înapoi. Să-i fim păzitori pe pământ. În acest caz, mă bucur să-ți fiu un umil elev. Dacă îmi permiți, maestre Strop. Au dublat în limba română Rin Tripa, Paul Zurbău, Florin Stan, Lăcrămioara Aron, Richard Balint, Sorin Ionescu, Linda Gheorg, Pavel Sârghi. Traducerea și adaptarea Raluca Dance. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat.